acord politic așadar între toți actorii principali pe proiectul de reformare a politicii agricole comune. Una dintre principalele realizări a fost, pe care le-ați comunicat, a fost transparentizarea procesului de acordare a subvențiilor și eliminarea unor situații calificate aberante până acum. Unde mai exact vom vedea de acum încolo, sau din 2014, numele beneficiarilor de subvenții europene? Numele beneficiarilor va fi publicat în fiecare an de către agenția de plăți pe site-ul agenției, în mod normal, dar sigur că oricine poate să ceară informațiile și le primește. Dar va fi o procedură, așa cum e și acum, însă au fost niște neclarități, inclusiv după o decizie a Curții de Justiție. Deci, așa cum e și acum, va fi și în continuare o publicare a numelor, localității și sumelor pe care le primește, cu detalii ce tipuri de măsuri sau de instrumente finanțează un agricultor sau altul și cu ce sume. De la ce sume, de la ce subvenții în sus vor fi publice numele? Vor fi pentru toate sau doar pentru cele mai mari? Noi am propus pentru cele de la 5.000 de euro în sus, pentru că ceea ce interesează lumea în general sumele mai mari. Asta mai simplifică puțin și lucrurile pentru administrație, pentru că, dați seama, în România e vorba de sute de mii, aproape peste un milion de beneficiari și te pierzi în astfel de nume. Dar dacă ne uităm, vedem că se concentrează totuși sumele mai mari spre un grup relativ restrâns. Tot din categoria aceasta a transparentizării și a eliminării situațiilor greu explicabile, se numără și definirea unei liste de activități excluse, înțeleg, excluse de la ajutorul de stat. Liste de categorii de beneficiari care, prin definiție, vor fi excluși. Ne puteți da câteva exemple de această listă? Aeroporturi care pot să dețină terenuri, inclusiv terenuri agricole, suprafețe mari, societăți imobiliare, agenții de asigurări, terenuri de golf, asociații sportive și așa mai departe. Lista poate să continue. Noi am impus la nivel european o listă care e aplicabilă cam la toate statele membre, deci cu câteva categorii de beneficiari pe care îi putem regăsi la scară europeană, dar statele membre vor putea să completeze această listă cu alte categorii specifice fiecărui stat membru. Dar statele membre vor putea să elimine din lista propusă de Comisie? Nu, asta e obligatorie. Asta e un minim obligatoriu. Lista poate să fie doar lărgită, nu redusă. Nu mai pot apărea modificări până la 1 ianuarie 2014? Nu și oricum pe acest subiect nu prea au fost discuții mari nici cu miniștri și nici în Parlament. Am încercat doar să găsim categoriile care să fie aplicabile, să se regăsească în fiecare stat membru. Micii producători și micii fermieri, cum vor fi ajutați? Cum puteți face astfel încât să nu se mai întâmple cum s-a întâmplat anii trecuți în România, unde la un program de sprijinire pentru cumpărarea de utilaje, tot copiii și rudele marilor fermieri au beneficiat de această măsură, pentru că trebuia o cofinanțare din partea beneficiarului la utilaje scumpe. Chiar și acea cofinanțare era greu de obținut de către un tânăr fermier care nu avea acces la finanțare, și atunci sunt mulți dintre beneficiari care de fapt sunt copiii sau rudele unor mari fermieri. Deci aici vorbim de două categorii, micii fermieri în general și tinerii fermieri care se instalează în agricultură. Legat de micii fermieri, în primul rând am propus o schemă simplificată de subvenție pe fermă începând din 2014 până în 2020, care poate să rămână aceeași, constantă, o sumă fixă, cu un număr de controle și cu birocrație mult redusă pentru fermele mici, care nu se justifică, pentru că probleme care pot să apar în general la fermele mai mari. Deci asta e din perspectiva plăților directe. În programul de dezvoltare rurală vor fi mai multe măsuri prin care micii fermieri, cu niște scheme simplificate, sunt încurajați să investească. Investiții mici, la scară mai mică, dar importante pentru orientarea și consolidarea fermelor mici pe piață, pentru că sunt oportunități destul de mari de producție și pentru fermele mici. Și aici aș vrea să amintesc, în primul rând, o măsură care dă posibilitatea să se financeze investiții simple
cu sume până la 15.000 de euro, care pot fi acordate odată, fără cofinanțare din partea beneficiarului privat și cu un dosar simplu. Deci îți elaborezi proiectul de investiție simplu, cu obiectivele pe care vrei să le atingi. Odată ce proiectul ți-e aprobat, primești suma de 15.000 de euro, n-ai nevoie de cofinanțare, îți faci investiția și trebuie doar să demonstrezi că ți-ai atins obiectivul pe care l-ai fixat în proiect. Nu trebuie să vii cu facturi, mai trebuie să vii cu alte, cu 3 oferte și așa mai departe, cum era cazul pentru celelalte investiții. Cine gestionează acest proces, APIA? Aici depinde de fiecare stat membru. În România înțeleg că vor rămâne cele două agenții de plăți și deci asta va fi la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală, la APDRP. Cum veți asigura că marii fermieri nu vor găsi portițe pentru a beneficia de sprijinul în diverse forme pe care intenționați să-l dați, de fapt, micilor fermieri sau fermierilor medii, așa cum am arătat mai devreme? Păi, în politica agricolă comună avem instrumente adaptate pentru diferitele categorii de ferme. Aceste măsuri simple, plata simplificată pentru fermele mici de până la 1.000 de euro vizează clar fermele mici. O investiție simplificată de până la 15.000 de euro vizează clar ferme mici. Pentru fermele mari, eu nu privesc lucrurile întru totul negativ vis-a-vis de nevoia fermelor mari de a evolua. Dar e vorba de un alt tip de evoluție. Pentru fermele mari e un sprijin financiar pentru ca ele să se orienteze spre practici agricole mai benefice pentru mediu, de exemplu, sau pentru reducerea costurilor cu energia, sau pentru reducerea pesticidelor, îngrășămintelor chimice și abordării altor tehnologii. Și chiar și ele au interesul să-și reducă costurile de producție. Aici avem măsuri specifice prin care încurajăm aceste ferme mari cu tehnologii mai moderne să lucreze mai îndeaproape cu cercetarea aplicată și să aplice în practică rezultatele cercetării cu niște obiective foarte clar stabilite legate de reducere energie, inputuri, calitatea produselor. Chiar aceasta era una din întrebările pe care voiam să vi le pun. Pentru că unul din obiectivele noii politici este dublarea mijloacelor de sprijinire a cercetării, a inovării, a schimbului de cunoștințe. Ce înseamnă practic acest lucru? Cum se va pune el în practică? În momentul de față avem programe de sprijin pentru cercetare, inclusiv pentru cercetarea agricolă. Avem și programe de asistență tehnică pentru fermier, dar nu există conectarea între rezultatele cercetării științifice, care în general se finalizează doar prin publicări de articole în reviste de specialitate, nu totdeauna ele se duc pe teren, cel puțin din cercetarea publică, dar și din cercetarea privată. La nivel european ați observat această tendință? La nivel european e această problemă. Sunt excepții. Sunt state membre unde agricultorii sunt mult mai obișnuiți să lucreze cu cercetarea și e mult mai integrat procesul. Dar vrem să fie, să se întâmple acest lucru la scară europeană, pentru că agricultura europeană nu se mai poate evolua nici din punctul de vedere a productivității cu păstrarea regulilor și normelor de mediu, nici din punctul de vedere a calității și securității alimentare, din punct de vedere sanitar, dacă nu implicăm rezultatele cercetării. Pe de altă parte, trebuie să orientăm cercetarea să lucreze pe ceea ce e nevoie în practică. Spre piață. Exact. Și de asta vom finanța prin politica agricolă comună grupuri operaționale care vor include și fermieri, și consultanți, și cercetători, și învățământul, pentru ca fermierii să-și poată defini nevoile de cercetare, ce probleme au de rezolvat în practică, cercetarea să obțină rezultate, după care să și transferăm în practică rezultatele. Câte fonduri puteți estima vor fi la nivel european grupurile care vorbeați sau subvenția sau fondurile vor merge cumva înspre ambele capete, și înspre fermieri și înspre cercetare? Da, am găsit o soluție pentru a face legătura dintre fondurile de cercetare din politica de cercetare europeană, unde sunt pentru agricultură cam 4 miliarde de euro dedicați pentru cercetarea agricolă agroalimentară, și prin programul de dezvoltare rurală vom finanța constituirea acestor grupe operaționale. Și avem ceea ce numim un parteneriat european pentru inovare, care unul din aceste parteneriate europene pentru inovare va viza sectorul agricol agroalimentar, prin intermediul căreia vom reuși să punem împreună ceea ce au nevoie agricultorii, și definirea acestor nevoi se va finanța prin programul de dezvoltare rurală și modul în care cercetarea poate să răspundă, și asta va fi finanțată prin politica de cercetare, dar va exista această conectare. Înțeles.
Înțeleg că 30% din plățile directe vor fi condiționate de respectarea practicilor benefice pentru mediu, că e vorba de diversificarea culturilor, de menținerea pajiștilor permanente, conservarea zonelor de interes ecologic. Cum se va pune în practică mai exact acest lucru? Ne puteți da un exemplu pentru un fermier român care are, să spunem, 500 de hectare de grâu în arendă? Da, deci un fermier care are 500 de hectare în arendă va trebui în primul rând să aibă pe suprafața fermei cel puțin 3 culturi în același an. Nu e suficient să ai doar grâu pe 500 de hectare. Trebuie să ai cultura principală, dacă e grâu, să fie pe cel mult 75% din suprafața fermei. Iar a treia cultură să acopere cel puțin 5%. Asta pentru a încuraja fermierul respectiv ca în decursul timpului să facă o rotație a culturilor, ceea ce e benefic pentru fertilității solului. Dacă fermierul respectiv mai are și sectorul de creștere a animalelor și are pășuni, să spunem, în zona de munte, zona de deal, va trebui ca pășunile permanente să fie menținute, adică să nu fie arate. Tot orice pășune care depășește 8 ani de zile să fie menținută ca pășune permanentă, pentru că ea e benefică și pentru menținerea biodiversității, sigur și pentru furajarea animalelor. Și pentru același fermier care are 500 de hectare de teren arabil, va trebui să aibă o suprafață de interes ecologic de 5% până în 2017 și de 7% de acolo încolo, suprafață care poate să conțină perdele forestiere, pâlcuri de arbori pe suprafața arabilă, benzi înierbate și așa mai departe. Deci toate aceste suprafețe, până acum agricultorii erau încitați să nu le mențină pentru că nu erau eligibile la subvenții și eventual ar fi vrut să-și mărească suprafața arabilă, fără ca neapărat acest teren să fie foarte productiv. Ei, de acum înainte o să-i incităm să le mențină, pentru că sunt suprafețe importante pentru menținerea faunei, menținerea florei, chiar și în astfel de câmpuri foarte întinse arabile. Și să înțeleg că ele vor fi eligibile pentru subvenționare? Da, ele vor fi în limita aceasta de 5 sau de 7% începând cu 2017, vor fi eligibile și la subvenționare. Unele dintre aceste condiționări pentru respectarea practicilor prietenoase cu mediul vor presupune investiții, probabil, din partea fermierilor, din partea producătorilor. Credeți că își permit, vorbim de România aici, da, care este la doar 20 de ani de agricultură capitalistă, credeți că își permit mulți agricultori români, unii dintre ei aflați abia la începutul acumulării de capital, să investească în astfel de practici prietenoase cu mediul? În cele trei care vor fi obligatorii, nu e nevoie de investiții, pentru că ca să ai trei culturi e și interesul fermierului, deci e o măsură de bun simț agronomic. Deci pentru cele trei măsuri care vor fi obligatorii, care sunt legate de subvențiile directe, nu e nevoie de investiții pentru ca ele să poată să fie respectate. Și să le luăm la rând. Pentru diversitatea culturilor în fermă, obiectivul este ca agricultorul să aibă cel puțin trei culturi. Asta nu presupune investiții, e o măsură de bun simț agronomic. Să ai o rotație a culturilor pentru a-ți menține fertilitatea solului. Pentru menținerea pășunilor permanente, la fel, nu e nevoie de investiții. Pășunea poți să o folosești în continuare pentru furaje, pentru animale. Ideea e doar de a evita să o ari odată la 10-12 ani, pentru că nu câștigi prea mult cultivând cu culturi arabile, dar menținerea ei e importantă pentru mediu. Aceste zone de interes ecologic, la fel, atâta timp cât astfel de suprafețe există la nivelul fermei, important este să încurajăm agricultorii să le mențină sau eventual să le constituie dacă ele nu există. Acolo unde nicicum nu pot fi constituite aceste suprafețe de interes ecologic, există și alte măsuri de mediu echivalente care pot fi realizate în schimb sau pot chiar și anumite culturi, de exemplu culturile leguminoase care îmbunătățesc solul în azot, pot să înlocuiască astfel de zone de interes ecologic. Deci există soluții prin care agricultorii să aplice aceste tehnici fără ca neapărat să aibă costuri de producție mai ridicate. Aș întoarce la tinerii fermieri. Ne puteți spune care va fi subvenția complementară pentru acești tineri fermieri care în primii 5 ani de instalare le vor primi și
Deci cât este subvenția și cum sunt definiți tinerii fermieri? Păi un tânăr fermier e cel care preia o fermă sau își constituie o fermă și are până în 40 de ani în momentul instalării în agricultură. Și dacă este cazul, în primii 5 ani după ce și-a preluat ferma sau și-a creat ferma, va putea primi o subvenție cu 25% mai mare decât subvenția de bază pe care o are în statul membru respectiv pentru 5 ani de zile, pentru suprafețe cuprinse între 25 și 90 de hectare. Fiecare stat membru va trebui să stabilească suprafața sau eventual limitele în care dă. Dar la nivel european asta este limita. Nu poate să fie ferma tânărului care e susținută cu această plată complementară mai mică de 25 de hectare și nici mai mare de 90 de hectare. Ceea ce mă duce la următoarea întrebare legată de comasarea terenurilor, care e clar că o miză a acestei măsuri, limita minimă de 25 de hectare, este încercarea de a comasa cât mai multe terenuri. Ați spus... De fapt, în regulamentul european, bun, pentru a ține cont și de realitățile din unele state membre, principiul este că se dă această subvenție complementară pentru media ferme din statul membru respectiv, dar numai puțin de 25 de hectare. Deci dacă în România media este mai mică, se poate da subvenția și pentru un tânăr care se instalează cu o suprafață mai mică, dar poate să meargă până la 90 de hectare. Oricum, pentru comasare sunt și alte măsuri, dar un tânăr fermier, când se instalează, are el interesul ca ferma să fie viabilă, altfel n-are interesul să investească în agricultură. Deci, automat, el va fi cel care va căuta să comaseze suprafețe și să vină cu suprafață care să fie suficient de rentabilă din punct de vedere economic. Ați spus zilele acestea că tocmai pentru a sprijini comasarea fermelor, cei care vor să renunțe la ele, pentru că nu mai pot lucra pământul, ar obține o compensare din programul de dezvoltare rurală cu condiția să cedeze acest teren prin vânzare sau prin arendă. Tocmai ca terenul, pământul să nu mai fie ținut cu tot din adinsul doar pentru subvenții. Despre ce sume vorbim concret? În acest caz, sprijinul financiar care e acordat celui care cedează ferma mică unui alt agricultor activ poate să fie cu 20% mai mare decât acea primă simplificată pentru ferma mică din plățile directe. Deci tocmai pentru a-l incita să nu mențină ferma respectivă, terenul doar pentru acea subvenție dată din plățile directe, ci dacă tot nu lucrează terenul respectiv și nu are un venit complementar lucrând terenul respectiv, să-l cedea altui fermier care îl lucrează. Aici vreau să fac observație pentru că sunt unii care spun, păi așa nu o să mai fie niciun fermier mică, tot o să vrea să-și dea terenul, că o să primească subvenție mai mare. Un fermier mic care are 4-5 hectare poate să scoată de pe 4-5 hectare cu legume sau cu un produs pe care să-l proceseze în ferme, să-l vândă pe piață, chiar câteva mii de euro pe an. Deci să aibă un venit suficient de mulțumitor. Deci nu va fi incitat să doar pentru acea subvenție de 1000 de euro sau cât va fi pentru ferma mică să mențină terenul, să nu lucreze. Dacă lucrează, deci are interesul să rămână cu suprafața respectivă. Dar dacă nu lucrează terenul respectiv, am vrut ca acea subvenție simplificată pentru fermele mici să nu fie suficient de incitativă ca el să mențină terenul doar pentru a avea acea primă. Și de aceea se acordă acest complement de 20% în programul de dezvoltare rurală. Deci, practic, ați vrut să nu se distorsioneze toată tot circuitul ăsta al pământului. Exact. Vedeți, o fermă mică în România, unde agricultura încă nu-i complet restructurată, poate să fie mică pentru că condițiile pedoclimatice din zona respectivă nu permit neapărat ferme mari sau pentru că familia respectivă vrea să mențină o suprafață mai mică, dar să creeze mai multă valoare adăugată în ferma respectivă prin culturi care sunt plătite mai bine sau prin procesare în fermă. Și atunci e bine să susținem menținerea unor astfel de ferme, pentru că de multe ori în zone de deal, de munte, nu sunt alte soluții. Și de asta am vrut să venim cu o schemă pentru fermele mici, dar în același timp sunt ferme mici care
nu au finalizat procesul de restructurare, care nu sunt rentabile ca ferme mici, dar tocmai pentru că există aceste subvenții, oamenii nu sunt nici incitați să cedeze terenul, nu trebuie să-l vândă neapărat. Pot să-l arendeze altui agricultor și ei vor primi în schimb o altă susținere. Și atunci am vrut să avem ambele scheme, și susținerea pentru o fermă mică care poate să fie viabilă economic și să avem această schemă simplificată, dar și schema care să contribuie la restructurarea fermelor în zonele în care o comasare de la 5 la 20-30 de hectare poate să fie benefică pentru producția agricolă. Când vorbim de comasare în România, una din probleme, enunțate de mulți fermieri este accesul la cumpărarea de teren și competiția pe care mulți dintre români o consideră inegală cu străinii din cauza accesului la finanțare. În România este extrem de greu accesul la finanțare și ca proceduri și ca dobânzi percepute de bănci, în timp ce în străinătate lucrurile par a fi mult mai simple. Cum credeți că își poate rezolva România această problemă? Aici cred că trebuie o politică funciară mai complexă și mai completă și care să meargă într-o anumită direcție. Nu poți să faci politică funciară dacă n-ai abordare clară vis-a-vis de structura de producție agricolă, adică să știi spre ce tipuri de structuri de producție vrei să te orientezi și în funcție de asta faci politica funciară. Și aici poți să acorzi anumite facilități în vânzarea de terenuri pentru dreptul de preemțiune, de exemplu, pentru vecini sau pentru cei care fac comasare de parcele. Sau poți să acorzi drept de preemțiune, în primul rând, pentru agricultori activi, care au deja o activitate agricolă. Sau poți să vii cu anumite măsuri de comasare din finanțare publică, prin care să încurajezi această regrupare de parcelă înainte ca beneficiarul să fie incitat să vândă parcela respectivă. Sau poți să vii cu măsuri prin care să încurajezi arendarea pe termen lung și nu neapărat vânzarea terenurilor. Și atunci rezolvi și problema comasare, pentru că atunci când vii cu contract de arendare de minim 10 ani, să spunem, sau minim 15 ani, fermierul care arendează terenul pentru 10-15 ani are interesul să facă și comasare, să facă și niște investiții pe suprafața respectivă, în timp ce proprietarul nu își pierde dreptul de proprietate asupra terenului pentru că are nevoie de niște bani imediat și nu știe de unde să-i scoate. Îi scoate, poate să se scoată și din arendare. Deci o politică funciară coerentă, pozitivă, poate să rezolvă și problema aceasta fricii că o să vină cineva din afară să cumpere terenurile. Dacă încurajezi pe cei care într-adevăr pot să valorifice terenurile în țară, să le poată valorifica, nu o să mai fie această tentație din afară. Și în ultima perioadă ați avut contacte foarte dese cu Ministrul Român al Agriculturii, cu alți oficiali. Ați observat o astfel de preocupare pentru această problemă care vrând nevrând s-a transformat într-una publică. Cam toată lumea când discută despre agricultură se uită la orizontul 1 ianuarie 2014 și zice, vin străinii și ne cumpără pământul. Da, cred că această presiune, inclusiv publică, a riscului liberalizării pieței funciare din 2014 încolo, a creat și a incitat și autoritățile publice să vină cu idei, cu propuneri și înțeleg că va exista în curând o propunere legislativă din partea Ministerului cu idei care să meargă în această direcție. Dar legat de această liberalizare funciară, vreau să spun că ea nu e impusă doar României. În toate statele membre ale Uniunii Europene aceste principii se aplică. Un român care vrea să cumpere teren agricol în orice stat membru în momentul de față poate să facă. În afară de România, Bulgaria și Ungaria. Și probabil că mai sunt câteva din noile state membre care în tratatul de aderare au avut această perioadă de tranziție. Dar pentru celelalte state membre, piața funciară e deja liberalizată. M-aș întoarce un pic la politica agricolă comună. Care este calendarul exact al creșterii plăților directe pentru fermierii români în următorii ani? Păi în continuare, la fel cum se întâmplă și acum, și din 2014 încolo până în 2019, subvențiile o să crească treptat și o să ajungă în 2019 la în jur de o medie națională de 196 de euro la hectar. Spun o medie națională pentru că e o sumă care se obține prin împărțirea alocării bugetare totale pentru plăți directe la numărul de hectare. Asta nu înseamnă și că fiecare fermier va primi fix 196 de euro în 2019. Vor fi fermieri care vor primi mai mult, pentru că
vor fi privilegiați prin anumite măsuri specifice, țintite, vorbeam de tinerii fermieri, dar pot să fie fermieri din zone defavorizate sau care fac anumite culturi specifice și deci pot să fie și fermieri care vor primi mai puțin pentru că vor fi anumite realocări între diferite categorii de ferme. Dar media la hectar va fi 196, asta înseamnă că suma alocată pentru România pentru plăți directe va crește în continuare până în 2019. O altă măsură prevăzută în reforma PAC este eliminarea cotelor la zahăr din 2017. Care estimați că va fi impactul asupra României al acestei măsuri? Păi asta înseamnă pur și simplu că cei care vor să producă sfeclă de zahăr vor putea să o facă nestingheriți fără să fie limitați de o anumită cotă. Singurul lucru va fi că ei vor trebui să-și găsească piață de desfacere. Adică dacă găsesc fabrici de zahăr care au nevoie de sfeclă de zahăr și ei pot să producă la un preț competitiv, vor putea să o facă fără să fie limitați de această cotă. Și sunt prețuri, pot fi prețurile lor competitive atât timp cât subvenția în România este sensibil mai mică decât... Subvenția va fi... pentru secla de zahăr poate să fie aceeași, pentru că secla de zahăr e un domeniu care poate să fie subvenționat complementar și de România. Din bugetul total alocat plăților directe, și România, ca și alte state membre, poate să ia 13% și să acorde subvenții țintite spre anumite tipuri de producții și de culturi care sunt considerate strategice. Deci dacă România consideră că secla de zahăr are un viitor și e importantă pentru România, poate să fie subvenționată complementar. În luna februarie, la precedentul nostru interviu, menționați problema colectării și a comercializării producției agricole drept una extrem de importantă pentru România. Ce instrumente aduce noua politică agricolă comună pentru rezolvarea problemei colectării producției? În primul rând, vine cu niște măsuri foarte concrete pentru sprijinirea constituirii organizațiilor de producători cu caracter comercial, inclusiv de marketing, și cu facilități pentru investițiile pe care le fac aceste organizații, grupuri de producători. Explicați-ne unele din aceste facilități. Care deci, sunt? Odată, la constituire există o susținere financiară pentru a încuraja constituirea organizației respective de producători. În sectorul legume-fructe, pe o perioadă de mai mulți ani de zile, se pot finanța programe multianuale pentru organizația de producători respectivă cu sume de până la 4% din valoarea cifrei de afaceri a grupului de producători respectiv. Deci un grup de producători care are o cifră de afaceri de 100 de mii de euro va putea primi 4.000 de euro în fiecare an pentru a finanța diferite programe. Un astfel de grup pentru orice sector, dacă va face o investiție pentru un centru de colectare, să zicem, de legume fructe sau un centru de procesare a laptelui, va primi un nivel de cofinanțare publică în programul de dezvoltare rurală cu 10% mai mult decât nivelul de cofinanțare publică pentru măsura respectivă. Înțeles. Și o ultimă întrebare. În luna mai anul acesta, spuneați în Comuna Albești că Comisia Europeană insistă ca Guvernul României să ia fonduri europene pentru un proiect de cadastru. E un proiect de care știm cu toții că România are mare nevoie. A fost depus un astfel de proiect? Nu, din cunoștințele mele până acum. În schimb, pentru următoarea perioadă bugetară 2014-2020, după cum probabil știți, pentru utilizarea fondurilor structurale, România va negocia, ca și fiecare stat membru, de altfel, va negocia cu Comisia Europeană un contract de parteneriat, prin care Comisia Europeană, în numele Uniunii Europene, acordă anumite fonduri structurale și, în schimb, fiecare guvern se angajează la anumite reforme cu caracter economic sau cu impact economic, care de altfel decurg și din ceea ce numim acum semestrul european. Știți că în fiecare an Comisia face această analiză cu recomandări pentru fiecare stat membru. Având la bază aceste recomandări, Comisia va negocia anumite programe de restructurare economică în fiecare stat membru. Și în cadrul acestor negocieri pentru programul de restructurare economică cu România, Comisia Europeană va veni și cu această, din nou, și cu această propunere ca în acest pachet să fie inclusă și realizarea cadastrului în România, pentru că el e important nu numai pentru agricultură, dar și pentru investițiile în infrastructură.